Se dovedește încă o dată că nu iese fum fără foc, iar unele temeri ale pensionarilor s-au dovedit întemeiate. Din cauza managementului defectuos al fostei conduceri, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Deva se confruntă cu unele probleme, dar reprezentanții ai actualului Consiliu Director al CARP Deva declară că au început remedierea situației. Probleme nu putem spune că nu sunt. Probleme sunt pentru că vechea conducere care a fost destituită pentru performanțe necorespunzătoare și management clientelar ne-a lăsat o moștenire cam grea. A ambalat cheltuieli mari la timpul lor și nu le-a achitat, nu le-a rambursat și acum ne revine nouă sarcina să le achităm. Datoriile sunt mari. Însă societatea asociația noastră CARP Deva este în măsură să rezolve aceste probleme care au apărut. Situația delicată a fost inflamată și de informațiile apărute în mediul virtual care lansau ipoteza că instituția ar fi în faliment. Zvonul nu este confirmat de cei din Consiliul Director al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Deva, care consideră că fosta conducere nu este străină de acest aspect. Vechea conducere a generat discuțiile astea prin unii oameni care au fost îndrumați să vină la CARP Deva să-și ridice banii, deși cum că am avea probleme de faliment. Nici vorbă de așa ceva. Asociația este solidă și o să reușim până într-un final să rezolvăm toate problemele. Deocamdată avem greutăți și ne străduim să le rezolvăm pe fiecare atunci când apar. Pe de altă parte, reprezentanții noului Consiliu Director al CARP Deva nu neagă faptul că ar putea apărea unele întârzieri în activitate, dar dau asigurări cotizanților că depozitele acestora sunt în siguranță. Cotizanții au cumva depozitele în pericol? Cotizanții nu au depozitul în pericol pentru că asociația are putere mare să rezolve toate problemele astea. Însă, pentru anumite etape, când apar greutăți, s-ar putea să apară unele întârzieri, însă problemele în final se rezolvă cum trebuie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Deva funcționează de peste 70 de ani și în prezent oferă membrilor săi, pe lângă activitatea de bază, mai multe facilități, în special medicale.